am montat la casă sistem de scurgere pentru acoperiș. Atât gheavuri, cât și burlane și, bineînțeles, rigole. Rigola am montat-o pentru a avea un sistem de dirijare a apei pluviale către exterior. Dar există un dar. Ele sunt relativ curate. Este nevoie să fie curățate la un anumit interval de timp și își fac treaba foarte bine. În cazul meu, apa coboară din burlan, merge pe această bucată de ciment și intră în rigole. Iar rigolele traversează suprafața și dirijează apa printr-un sistem de conductă montat în exterior. Dirijează apa, așa cum vedem aici, în exteriorul curții. Dar ce problemă am eu? Odată cu montarea acestui sistem de drenare a apei, zona de dincolo de rigole a rămas foarte, foarte uscată. Am aici un bujor și, după cum se vede, este foarte afectat de lipsa apei. Și nu numai el. Iarba se vede că este foarte uscată. În comparație cu zonele exterioare, rigolei, aici este un adevărat semideșert. De ce? Simplu, pentru că aceste rigole au colectat toată apa pluvială și au îndepărtat-o, astfel încât zona a rămas fără apa reziduală care se strângea și care se scurgea de pe casă, doar cu apa din precipitații. Cum precipitațiile au fost foarte slabe, rezultatul este o zonă semi-aridă. În comparație cu zonele din curte unde apa s-a scurs. Vedem că la capătul rigolei iarba este încă verde și crește din abundență. În concluzie, rigolele sunt bune sau nu sunt bune? Este o întrebare cu două răspunsuri. Sunt bune pentru a dirija apele reziduale, apele pluviale care se colectează de pe casă, dar nu sunt atât de bune pentru vegetația aflată în imediata apropiere a casei. Așa că dacă aveți o zonă pe care o doriți verde, unde plantați flori, nu este bine ca în zona respectivă să montați rigole, pentru că acestea vor fi lipsite de surplusul de apă care se colecta de pe casă și inunda, să spunem, și iriga acea zonă. Așa că este o alegere personală a fiecăruia dintre noi dacă vom folosi acest sistem de drenaj, aceste rigole. Eu am făcut compromisul și am constatat că este bine pentru casă să ai montat acest sistem de rigole, pentru că înlătură băltirea apei din imediat apropiere a zidurilor. Pentru zona de flori nu avem ce face. Este nevoie de o irigare suplimentară a acestora. Așa că spor la treabă și nu uitați, multă sănătate și aveți grijă de voi!